Zi de doliu în Federația Rusă. Drapelele au fost coborâte în Berna după masacrul comis în seara zilei de 22 martie într-o sală de concerte de la periferia Moscovei. Acesta a fost cel mai sângeros atac de pe teritoriul european comis de gruparea jihadistă Statul Islamic. Numeroase mesaje de condoleanțe au fost afișate pe panouri publicitare și în unele stații de autobuz în Moscova. Muzeele, teatrele și cinematografele nu au activat în acest weekend. Oamenii depun flori la sala de concerte unde a avut loc atacul. Căutările printre dărâmături în speranță că vor fi găsiți supraviețuitori au continuat și astăzi. Bilanțul morților ar putea crește deoarece mulți sunt în stare gravă, iar alții sunt dați dispăruți. Nu mă mai puteți ajuta cu nimic. Fiica dumneavoastră a fost la concert? Da. Mai târziu ați luat legătura cu ea? Nu. Noi am fost la concert seara, de atunci nu a parvenit nicio informație. Nu pot să-i contactez. Am rămas fără haine, am pierdut actele, cheile de la casă și cardurile bancare. Am rămas practic fără nimic. Suntem recunoscători medicilor din regiunea Moscova care luptă pentru viața 107 oameni, cetățeni de-ai noștri. 133 de oameni, această cifră reprezintă numărul celor decedați. Sâmbătă, la 20 de ore după evenimentul tragic, președintele rus Vladimir Putin a declarat că pentru atacatori a fost creat un coridor pentru a ajunge în Ucraina. Kievul a negat implicarea în atac. Serviciul de cercetare ucrainean a subliniat că masacrul a fost organizat la comanda liderului de la Kremlin. Între timp, adjunctul comandantului Legiunii Rusia Liberă, Maximilian Andronikov, a declarat că în spatele acestui atac este Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Sunt mai mult decât sigur că FSB-ul se află în spatele atacului. Putin a încercat să se legitimeze în aceste pseudo-alegeri, dar cunoscând reacția reală a rușilor că o parte mai mică a populației a votat pentru el, restul prin resentiment, deci el a mers pe o cale veche. Chiar înainte de atacul terorist ați putut vedea cum s-a schimbat retorica comunicatorului regimului Peskov și corespondenților militari că nu mai este o operațiune militară specială, dar un război cu întreaga lume occidentală. Война со всем западным миром.